Bună dimineața, dragii mei! Sunt Anca Vlad. E de dimineață, acum la mine. Împart cu voi cum fac un buchet de 29 de trandafiri roșii. Cineva astăzi împlinește 29 de ani. Facem un buchet cu 29 de trandafiri roșii. Cred că ăsta este buchetul fără moarte. Am pregătit aici pe masă 29 de trandafiri Freedom pe care îi construiesc într-un buchet simplu, 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 fără verdeață, fără accesorii, fără ambalaj. Cred că e unul dintre cele mai vândute și preferate buchete din toate timpurile. Câteva cuvinte despre ceea ce folosesc. În primul rând, am aici trandafirii Freedom de 60 de centimetri. Sunt producție Ecuador. Trandafirii Freedom sunt unii dintre cei mai potriviți și uzuali trandafiri pentru a fi folosiți în astfel de buchete. Sunt curățați și hidratați. Sunt curățați pe partea de tulpină care intră în apă. Dar pentru a-mi da consistență buchetului meu, am lăsat frunze pe jumătate din tulpină. Frunzele astea trebuie să ne asigurăm că arată bine, adică lăsăm frunzele atunci când ele sunt solide, cărnoase, puternic atașate de tulpină și stau bine. Lucrez în spirală, așa ca și un truc, vreau să zic că mi-am rearanjat aici spațiul de filmare. Pentru că m-am repoziționat în atelier, eu am aici oglinda. Și cred că ați mai văzut la mine că de multe ori fug din zona de lucru la oglindă, astfel că m-am pus aici lângă oglindă ca să văd și să nu mai fug de colo-colo. E foarte important să ai o oglindă lângă tine în spațiu de lucru, pentru că eu nu m-am întors aici așa și văd forma pe care o prinde buchetul meu. Ce să vă mai zic? Că lucrez în spirală, că trebuie să am grijă la aspectul general al buchetului, mai eu nu sunt adepta buchetelor rotundă, bombă, perfectă. Până la urmă, buchetele astea alcătuite numai din trandafiri au un farmec și o valoare aparte, dată în principal de frumusețea florilor. Ulterior, ce fain este! O, da, proste că sunt numai 30, cât am zis, 29 și nu sunt 40 și ceva. Până într-un 30-35 pot să-i fac în mână. Da. Nu. No. Păi ăsta mi-a buchetul. Îl leg. Așa. Spirală perfectă, curățenie la cozi, trandafirii buni. Asta e cel mai important, de fapt, să ai niște trandafiri buni, iar trandafirii mei sunt aprovizionați. Azi este sâmbătă. Sunt aprovizionați ieri, vineri, procesați, hidratați, impecabili de proaspeți, iar astăzi, la o zi după aprovizionare și după hidratare, ei sunt în cea mai bună formă posibilă. De obicei, când am buchetele astea de trandafiri și vreau să fie fix, să știți că eu leg de două ori. Leg de două ori pentru că îmi lipsește din consistența buchetului forța de frecare dată de verdețuri. Și atunci, când ai tijă pe tijă în buchete doar cozile, riști că dacă nu legi foarte bine, să-ți alunece tijele și să nu stea fix.
Ui, ce frumos! I-am pregătit cu fiul meu aici o panglică simplă, simplă de satin roșu. Mai zic, deși am zis de nenumărate ori, este panglica aia dublu satinată, double-faced satin, de la Floro. Minunată! Solidă țeapănă și are o culoare foarte mișto pentru ceea ce am eu nevoie aici. Îi pun panglica. Întrebarea este, dacă ar fi după gustul meu, aș lăsa panglica așa să atârne, pentru că așa îmi place mie. Dar ghiși ce? La bărbați nu prea le place panglica lungă. De câte ori am încercat să las așa, m-au rugat să mai tai puțin din panglica. Da, un domn vine să preia acest buchet și îl duce la iubita lui, cred. Nivelez la codițe, la codițe și îi mai rehidratez o dată. Am aici pregătită o vază cu apă. Ui, frumoși sunteți! Simplu ca bună ziua! Trandafiri proaspeți, calitate bună, ideal soiul Freedom, import Ecuador, bucurie, o spirală, relaxare și astea sunt buchetele de trandafiri. N-au moarte niciodată. Topu.